această opoziție anti-oligarhică, democratică, să se consolideze și să facem o mare, mare acțiune de protest atunci când o vom decide împreună. Îndemn toate partidele cărora le pasă de Republica Moldova, de existența Republicii Moldova, de felul în care se trăiește Republica Moldova, să se consolideze, să se așeze la masa de discuții, să nu le mai fie creață de cel din stânga sau de cel din dreapta, să înțelegem că în spatele nostru este țara și mai presus decât interesele partinice, proprii, de grup, de gașcă, este totuși interesul național.